în ședință ordinară. Primarul Comunei Iași în județul Bacău, în conformitate cu prevederea articolului 133 alineatul 1, articolul 134 alineatul 1 litera A și articolul 196 alineatul 1 litera D din ordonanța de urgență a Guvernului României numărul 57/2019, privind codul administrativ, dispune: se convoacă Consiliul Local Luci în ședință publică ordinară în data de 20 aprilie 2021, orele 13 la sediul Comunei Cultural Luci. Proiectul ordinii de zi este următor. 1. Proiectul de hotărâre privind regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Buci, inițiator primarul Comunei. 2. Proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022, inițiator primarul Comunei. 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 și a estimărilor pentru anii 2022-2024, inițiator primarul Comunei. 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetul de cheltuieli pe anul 2021 și a estimărilor pentru anii 2022-2024 pentru școala gimnazială Comuna Buci, ordonat terțiar de credit inițiator primarul Comunei. 5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea suplimentării și lucrărilor cofinanțate din bugetul local pentru obiectivul de investiții extindere de rețea de alimentare cu apă în satele Buci și Răcăuți, Comuna Buci, județul Bacău, inițiator primarul Comunei. 6. Proiectul de hotărâre privind aprobarea suplimentării lucrărilor cofinanțate din bugetul local pentru obiectivul de investiții extindere de rețea de canalizare în satele Bucium și Răcăuți, Comuna Bucium, județul Bacău, inițiator primarul Comunei. 7. Raport privind starea economică și socială de mediu al Comunei Bucium și modul de aducere la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Consiliul Local Bucium în anul 2020, prezentare primarul Comunei. 8. Diverse. Domnul președinte, mulțumesc, domnul primar. Supunem la vot procesul verbal din ședința anterioară. Cine este pentru? Mulțumesc. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumim. Domnul primar, vă rog să ne expuneți punctul numărul 1 din proiectul. De variant din motivarea proiectului de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Buci. Doamne, domnul consilier, având în vedere faptul că la data de 25.01.2021 a intrat în vigoare ordinul numărul 25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unității administrative teritoriale, precum și modelul orientativ al regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local, am inițiat pentru ședința ordinară din luna martie prezentul proiect de hotărâre pe care vă rog să-l analizați și aprobați. Așa cum am amintit în ședința din data de 9 decembrie 2020, prin hotărârea Consiliului Local numărul 34 s-a aprobat regulamentul de organizare și funcționare pentru noul Consiliu Local, constituit în urma alegerilor locale din luna septembrie 2020. Ulterior aprobării motivate apariția unui nou act normativ prin care s-a stabilit conținutul cadrul pentru un astfel de document, am procedat la întocmirea acestei în concordanță cu noile prevederi obligatorii. Astfel, noul ROF pentru Consiliul Local Bucium cuprinde 9 capitole, respectiv 90 de articole, în conținutul cărora vom găsi atât prevederi aprobate de dumneavoastră prin hotărârea anterioară, cât și noi prevederi apărute în locul ulterior. Întrucât materialul este vast și analiza acestea va fi făcută de dumneavoastră în cadrul studiului individual și studiului în ședințe pe comisii de specialitate, nu voi intra în conținutul acestei. Las la latitudinea consilierilor, în măsură în care consideră că este necesar să prezinte puncte de vedere sau propune cu privire la acest regulament. Față de cele prezentate, propun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționarea Consiliului Local al Comunei Buci. Domnul președinte, mulțumesc, domnul primar. Dau cuvântul cu doamna Iodica. Mulțumesc. În urma analizării materialului de studiu de anul privind regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local Buci, membrii Comisiei Juridice au aprobat favorabil proiectul de hotărâre inițial de către domnul primar. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Dacă cineva vrea să ia cuvântul pe acest subiect? Regulamentul nu se discută, așa că... Atunci să punem la vot. Cine este pentru? Da, mulțumim. Domnul primar, vreau să ne spuneți punctul numărul 2. Referat din motivare la proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022. Doamne și domnule consilier, motivat de publicarea pe site-ul Ministerului de Finanțe a ratei inflației pentru anul 2020 și punând în aplicare dispozițiile articolului 491 din legea numărul 227/2015, privind codul fiscal cu modificări și completările ulterioare, au fost analizate impozitele și taxele locale indexate pentru anul 2021 prin hotărârea Consiliului Local numărul 21 din 28.05.2020 și s-a întocmit macheta cu noile cuantumuri indexate aplicabile în anul 2022. Pentru recuperarea decalajului generat de rata inflației înregistrată
în anul 2020, propun ca începând cu anul 2022, nivelul impozitului taxelor locale să fie îngresate cu rata inflației de 2,6% față de nivelul aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 21/2020 din următoarele considerente. Articolul 491 din legea numărul 227/2015 instituie obligație în sarcina autorității publice locale de a adopta până la 30 aprilie o hotărâre în vederea indexării sumelor reprezentând impozitul sau taxa locală. Astfel, potrivit alineatului 1, în cazul oricărei impozite sau oricărei taxe locale care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual până la data de 30 aprilie de către Consiliul Local, ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale al Ministerului Finanțelor Publice și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Sumele indexate conform alineatului 1 se aprobă prin hotărârea Consiliului Local și se aplică în anul fiscal următor. Dacă hotărârea Consiliului Local nu a fost adoptată cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de expirarea exercițiului bugetar, în anul fiscal următor, în cazul oricărei impozite sau oricărei taxe locale care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, ori se determină prin aplicarea unei cote procentuale, se aplică de către compartimentul de resort din aparatul de sprijinire al primarului nivelurile maxime prevăzute de prezentul cod, indexate potrivit prevederilor alineatului 1. De asemenea, sunt supuse indexări și sumele reprezentând limitele amenzilor contravenționale prevăzute de legea numărul 227/2015 sau instituite de autoritatea publică locală, astfel cum este prevăzut de articolul 493 alineatul 7 din codul fiscal. Astfel, potrivit acestui alineat, limitele amenzilor prevăzute la alineatul 3 și 4 se actualizează prin hotărârea Consiliului Local conform procedurii stabilite la articolul 491. Având în vedere cele mai sus prezentate, vă propun să analizați și să aprobați proiectul de hotărâre privind la indexarea impozitului taxelor locale pentru anul 2022 în formă prezentată. Domnul președinte. Mulțumesc, domnul primar. Dau cuvântul la președintele Ludă. Mulțumesc. Proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2022 cu 2,6 a fost avizat favorabil de Comisia Buget. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Dacă cineva vrea să ia cuvântul pe acest subiect? Dacă nu supunem, cine este pentru? Mulțumesc. Dau cuvântul unui primar pentru a-i spune următorul punct, numărul 3. Este referat din motivare la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 și a estimărilor pentru anii 2022-2024. Doamnelor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2021 a fost structurat în două părți distincte, partea de venituri și partea de cheltuieli. De asemenea, sumele prevăzute în proiectul de hotărâre au fost alcătuite atât din venituri proprii, cât și din sume repartizate Comunei Bucim prin adresa numărul 445 din 1703-2021 și adresa numărul 481 din 0104-2021, transmise de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău, adresa numărul 644 din 0904-2021, transmisă de Consiliul Județean Bacău, decizia numărul 150 din 3103-2021, transmisă de la ISJ Bacău și contul de execuție partea venitului al Comunei Bucium la 31.12.2020. În ceea ce urmează, voi face referire separat la fiecare din aceste părți, după cum urmează. Secțiunea de funcționare. Bugetul din cadrul acestei secțiuni totalizează 3.998.000 lei și va fi format din 1. Venituri proprii provenite din impozite și taxe locale pe care le-am preconizat în anul 2021 la suma de 772.000 lei. 2. Cote defalcate din impozitul de pe venit, 275.000 lei. 3. Sume de alocate din Consiliul Județean Bacău, 431.000 lei. 4. Sume repartizate din fondul la dispoziția Consiliului Județean, 410.000 lei. 5. Sume defalcate din TVA, alocate de AJFP Bacău, pentru finanțarea cheltuielor decentralizate, 726.000 lei. 6. Sume defalcate din TVA pentru drumuri, de la Consiliul Județean Bacău, 200.000 lei. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, 1.800.000 lei. 8. Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare, 817.000 lei. 9. Sume alocate din bugetul ANCTI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică, 200.000 lei. Secțiunea de dezvoltare.
Bugetul din cadrul acestei secțiuni va fi format din 3.336.000 lei provenite din următoarele surse. 1. Vărsăminte din secțiunea de funcționare 817.000 lei. 2. Sume alocate de la PNDL 2.323.000 lei. 3. Sume alocate din bugetul AFIR 70.000 lei. 4. Sume primite de la FADR 126.000 lei. În ceea ce privește veniturile proprii al Comunei Buciun pentru anul 2021, pot să vă menționez faptul că s-a făcut o estimare a încasărilor, iar în urma acestei estimări s-a ajuns la suma totală de 772.000 lei. Această sumă urmează a fi colectată la bugetul local din impozitul pe venituri din transferul proprietăților imobiliare, impozitul pe clădiri, impozitul pe terenuri, taxe judiciare și extrajudiciare de timbru, alte impozite și taxe, impozitul pe mijloacele de transport, venituri din închirieri și concesiuni, venituri din prestări servicii, apă, amenzi, penalități și confiscări, precum și din taxa specială de salubritate, PSI. Aceasta a fost situația venitului la bugetul local al Comunei Buciun pentru anul 2021. Cheltuieli buget local anul 2021. Secțiunea de funcționare. Capitolul 5102. 1.855.000 lei, din care 1.470.000 lei, 1.470.000 lei pentru cheltuielile de personal reprezentând salariile demnitarilor, funcționarul din aparatul de specialitate și indemnizația consilierului local pentru anul 2021 și indemnizația de hrană pentru aparatul de specialitate aferente al anului 2021. 370.000 lei pentru bunuri și servicii reprezentând prestări de servicii pentru întreținere și funcționare, furnituri de birou, materiale de curățenie și călături cu energie electrică, telefoane, fax, internet, timbre, poștale, recomandate, abonamente, presă, combustibil pentru autoturism și microbus școlar, lemne, obiecte de inventar, formulare tipizate, tonere, hârtie, xerox și descris, materiale necesare pentru buna desfășurare a activității în cadrul unității. 5.000 lei pentru cotizații ADIP, ADIS și GAR. Capitolul 5602. 200.000 lei sumă ce reprezintă contribuția Comunei la finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul 2021. Capitolul 6102. 5.000 lei pentru achiziționarea de materiale pentru protecția civilă. Capitolul 6502. 236.000 lei pentru bunuri și servicii, din care 196.000 lei pentru cheltuielile prevăzute la articolul 104 alineatul 2, litera B și E din Legea de Educație Națională, numărul 1 din 2011, reprezentând cheltuieli cu formarea continuă și evaluarea personalului, cheltuieli cu evaluarea periodică internă a elevilor, cheltuieli materiale și servicii și cheltuieli cu întreținerea curentă. Sumă repartizată din SSC Bacău prin decizia numărul 150 din 3103-2021. 40.000 lei pentru decontarea transportului cadrelor didactice pe baza adeverințelor privind costul abonamentului sau biletul de către operatorii de transport sau cu autoturismele personale, sumă susținută din veniturile proprii al bugetului local. 40.000 lei pentru stimulente educațional și drepturile copiilor cu CES. 51.000 lei pentru acordarea bursei școlare, sumă repartizată de ISJ Bacău prin decizia numărul 150 din 3103-2021 pentru acordarea a 4 burse de merit, 6 burse de studiu și 35 burse sociale conform anexei 6 din decizia ISJ Bacău. Capitolul 6702. 50.000 lei bunuri și servicii, din care 35.000 lei pentru bunuri și servicii și procurare materiale culte și 15.000 lei pentru susținerea cultelor. Capitolul 6802, 541.000 lei, din care 480.000 lei pentru plata indemnizației persoanei cu handicap, din care 378.000 lei alocat din TVA. 61.000 lei pentru ajutor încălzire locuințe cu lemne, legea 416 pentru perioada noiembrie 2021-martie 2022, sumă repartizată de ASFP Bacău prin adresa numărul 445-1703-2021. Capitolul 7002. 510.000 lei bunuri și servicii, din care 150.000 lei pentru plata apă rece consumată de consumatorul din satul Răcăuți, sumă ce provine din încasările de la consumatorul din satul Răcăuți. 160.000 lei pentru iluminatul public și reparațiile curente la rețeaua de iluminat. 200.000 lei, sumă ce urmează a fi primită de la OCPI Bacău pentru cadastru general.
Capitolul 7402. 250.000 lei bunuri și servicii din cale. 250.000 lei pentru plata salubritate și achitarea obligațiilor pentru anul 2020 la fondul de mediu, sumă ce provine parțial din încasarea taxei de la salubritate și de la cetățenii comune, restul fiind susținut din alte venituri ale bugetului local. Capitolul 8402. 260.000 lei bunuri și servicii pentru dezăpezire și prestări servicii drumuri, achiziționare combustibilă pentru buldozer excavator și serviciul de întreținere pentru acesta, o procurare combustibilă pentru buldozer excavator, pentru regularizarea părului Bujim în Amunte la Potul Punicu, regularizare realizată cu buldozer excavatorul primăriei. Cheltuieli bugetul local anul 2021, secțiunea de dezvoltare. Capitolul 6102. 10.000 lei pentru achiziționarea unui aparat de respirat autonom cu aer comprimat pentru protecție civilă. Capitolul 6602. 30.000 lei pentru plata studiului de oportunitate și întocmirea cererii de finanțare pentru obiectivul dotare, mobilare, centru integrat comunitar în Comuna Bucium. Cererea ce a fost depusă pe data de 7 aprilie 2021. Capitolul 7002. 12,50 mii lei pentru întocmirea dalei, creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public, studiu ce urmează a fi depus la AFM în momentul în care se deschide sesiunea de depunere. Capitolul 7002. 55 mii lei pentru definitivarea actualizării PUC-ului și întocmirea strategiei spațiale și de dezvoltare aferentă PUC. Capitolul 7002. 1.178,50 mii lei pentru continuarea obiectivului extindere rețelei alimentare cu apă în satele Bucium și Răcăuți, Comuna Bucium, județul Bacău, obiectiv finanțat prin PNDR 2 și bugetul local. Capitolul 7402. 1.800.000 lei pentru continuarea obiectivului extindere rețea canalizare în satele Bucium și Răcăuți, Comuna Bucium, județul Bacău, obiectiv finanțat prin PNDR 2 și bugetul local. Capitolul 7402. 250.000 lei pentru finalizarea obiectivului înființarea rețea de alimentare cu apă, rețea de canalizare și stații de epurare în Comuna Bucium, județul Bacău, obiectiv finanțat prin PNDR. Domnul consilier, cam asta este bugetul pentru anul 2021. Din tot ce am avut, am drămăluit și am așezat ca să putem continua ce avem de făcut în comună. Domnul președinte, mulțumesc, domnul primar. Dau cuvântul doamna președinte Grigă. Mulțumesc. Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venit cheltuiel pentru anul 2021 a fost avizat favorabil. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Dacă cineva vrea să cuvântul pe acest subiect? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Dau cuvântul domnul primar pentru a expune punctul numărul 4. Raport de motivare privind înțelegerea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea bugetului cheltuiel pe anul 2021 pentru școala gimnazială Comuna Bucium, ordonator terțiar de credințe și aximătrul pentru anul 2022-2024. Doamne și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre pe care tocmai vi-l prezint în această ședință se referă la constituirea bugetului separat pentru școala Bucium în mod asemănător ca și în anul 2020, bineînțeles după aprobarea bugetului local al comunei. Procedura este asemănătoare cu cea de anul precedent și anume aceea că sumele necesare pentru plata salariilor cadrelor didactice și personalul auxiliar de la școli vor fi plătite de către Inspectoratul Școlar Bacău. Prin bugetul local al Comunei Bucium, urmând a fi transferate doar sumele pentru cheltuielile cu bunurile și serviciile, inclusiv TAIS și transportul cadrelor didactice. Astfel, pentru anul 2021, prin decizia numărul 150 din 3103-2021, s-a repartizat Comunei Bucium în vederea aprobării bugetului școlii de localitate o sumă de 196.000 lei, întreaga sumă fiind destinată bunurilor și serviciilor, la care se adaugă și suma de 51.000 lei pentru acordarea de burse. De asemenea, s-a transferat din bugetul local al Comunei Bucium suma de 40.000 lei pentru decontarea transportului cadrelor didactice. Așadar, bugetul transferat pentru școala gimnazială în anul 2021 totalizează 287.000 lei.
De asemenea, așa cum ați putut observa în coloanele 4, 5 și 6, am prevăzut și sumele estimate pentru anii 2022-2024, sume care cresc progresiv de parcursul anului. Pentru aceste considerente urmează ca dumneavoastră să analizați proiectul de hotărâre și să-l aprobați în formă prezentată. Domnul președinte. Doamna președinte Regă, vreau să le expuneți cu prevedere. Membrii comisiei au aprobat favorabil acest proiect privind bugetul de cheltuieli pe anul 2021 și a estimărilor pentru anii 2022-2024 pentru școala gimnazială din comuna noastră. Mulțumesc! Dacă cineva vrea să ia cuvântul pe acest subiect, dacă nu, să pune la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Domnul primar, vă rog să ne spuneți punctul numărul 5. Referat de motivare la proiectul de hotărâre aprobarea suplimentării lucrărilor confinanțate din bugetul local pentru obiectivul de investiție extindere rețea de alimentare cu apă în satele Bucium și Răcăuți, comuna Bucium, județul Bacău. Doamne și domnul consilier, având în vedere adresa numărul 174 din 904-2021, transmisă de SC Industrial Est S.A. Iași, prin care ni s-a înaintat dispoziția de șantier numărul 3 și memorul justificativ pentru lucrările suplimentare solicitate de comuna Bucium față de proiectul inițial la obiectivul investiției extindere rețea de alimentare cu apă în satele Bucium și Răcăuți, comuna Bucium, județul Bacău. Am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus aprobarea suplimentării lucrărilor confinanțate din bugetul local pentru obiectivul de investiții extindere rețea de alimentare cu apă în satele Bucium și Răcăuți, comuna Bucium, județul Bacău, cu valoarea de 664,407,21 lei, inclusiv TVA, conform anexei 1. Centralizatorul notelor de comandă și denunțare la prezentul proiectului de hotărâre, respectiv la aprobarea confinanțării din bugetul local la obiectivul de investiții menționat la articolul 1, după aprobarea suplimentării lucrărilor în valoare totală de 2.137,067,68 lei, inclusiv TVA. Motivația acestei suplimentări de lucrări este următoarea. De tronsulan de extindere a alimentării cu apă în satele Bucium și Răcăuți au existat solicitări ale locuitorilor pentru branșare la rețeaua de alimentare cu apă. Aceste solicitări au venit să fie suplimentare față de numărul branșamentelor stabilite la data întocmirii documentației tehnice. Astfel s-a constatat că există necesitate de suplimentare pentru un număr de 175 de bucăți branșamente de apă complete și un număr de 64 bucăți branșamente de apă fără cămin pentru apometru. Valoarea lucrărilor suplimentare aferente acestor branșamente reprezintă lucrări neeligibile și vor fi suportate din bugetul local. Consider că toate solicitările de branșare suplimentare față de proiectul inițial sunt importante pentru funcționalitatea și rezistența și stabilitatea obiectivului proiectat, pe de o parte, dar și pentru rezolvarea problemei alimentării cu apă a tuturor cetățenilor din satele Bucium și Răcăuți, care au solicitat acest lucru, fără a face deosebire între aceștia și cei care au fost prinși inițial în proiect. Față de cele prezentate, propun să dezbatere și aprobare suplimentării lucrărilor confinanțate din bugetul local pentru obiectivul investiției extindere rețea de alimentare cu apă în satele Bucium și Răcăuți, comuna Bucium, județul Bacău. Domnul președinte. Mulțumesc, domnul primar. Doamna președinte Ghidă. Proiectul privind extinderea rețea de alimentare cu apă în satele Bucium și Răcăuți a fost studiat de Comisia de Buget și a primit aviz favorabil. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Dacă cineva vrea să ia cuvântul? Dacă nu, spunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Domnul primar, vreau să ne expuneți punctul numărul 6. Referat de motivare proiectului de hotărâre, aprobarea suplimentării lucrărilor confinanțate de la bugetul local pentru obiectivul de investiție extindere rețea de canalizare în satele Bucium și Răcăuți, comuna Bucium, județul Bacău. Doamne și domnule consilier, având în vedere adresa numărul 171 din 904-2021, transmisă de SC Industrial S.A. Iași, prin care mi s-a înaintat dispoziția de șantier numărul 3 și memorul justificativ pentru lucrările suplimentare solicitate de comuna Bucium față de proiectul inițial la obiectivul de investiție extindere rețea de canalizare în satele Bucium și Răcăuți, comuna Bucium, județul Bacău. Am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus aprobarea suplimentării lucrărilor confinanțate din buget local pentru obiectivul de investiții extindere rețea de canalizare în satele Bucium și Răcăuți, comuna Bucium, județul Bacău, cu valoarea de 707.904,68 lei, inclusiv TVA, conform anexei numărul 1.
Centralizatorul notelor de comandă și renunțarea la prezentul proiect de hotărâre, respectiv aprobarea confinanțării de la bugetul local, a obiectivului de investiție menționat la articolul 1, după aprobarea suplimentării lucrărilor în valoare totală de 2.263.767,21 lei, inclusiv TVA. Motivația acestui suplimentări de lucrări este următoarea. Pentru zona 1 din satul Răcăuți, comuna Bucium, s-a avut în vedere un număr mai mare de locuitori care doreau raportul la rețeaua de canalizare. Iar la momentul actual, numărul acesta s-a diminuat foarte mult, impunându-se modificarea diametrului conductei, astfel că cei 490 metri de țeapă PVC cu diametru de 315 mm se vor înlocui cu țeapă PVC cu diametru de 250 mm. De asemenea, pentru zonele 45, 46 și 47 din satul Bucium, pentru executarea săpăturii pentru rețeaua de canalizare, este necesar să se taie asfaltul pe o lungime de 390 de metri, respectiv 702 și respectiv 780 de metri lineari, această operațiune nefiind prevăzută inițial în ofertă. Cea de-a treia motivație este aceea că în satele Bucium și Răcăuți au existat solicitări ale locuitorilor pentru branșarea la rețeaua de canalizare, aceste solicitări dovedindu-se a fi suplimentare față de numărul branșamentelor stabilite la data întocmirii documentației tehnice. Astfel s-a constatat că există necesitatea de suplimentare în satul Bucium pentru un număr de 101 bucăți la corturi individuale complete și un număr de 99 bucăți la corturi individuale incomplete fără cămin. În satul Răcăuți, numărul acestor solicitări se ridică la 230 bucăți raporturi individuale incomplete fără cămin. Consider că toate solicitările de branșare suplimentare față de proiectul inițial sunt importante pentru funcționalitatea, rezistența și stabilitatea obiectivului proiectat, pe de o parte, dar și pentru rezolvarea problemei raportorii la rețeaua de canalizare a tuturor cetățenilor din satele Bucium și Răcăuți care au solicitat acest lucru fără a face deosebire între acestea și cei care au fost prinși inițial în proiect. Față de cele prezentate, propun spre dezbatere și aprobare suplimentarea lucrărilor confinanțate din buget local pentru obiectivul investiției extinderi rețea de canalizare în satele Bucium și Răcăuți, comuna Bucium, județul Bacău. Domnul președinte. Mulțumesc, domnul primar. Domnul președinte de Ligă. Privind aprobarea de extindere rețea de canalizare în satele Bucium și Răcăuți, a primit aveți favorabil. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Dacă cineva lăsa cuvântul pe acest subiect. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Mulțumesc. Domnul primar, vă să ne spuneți punctul numărul 7. Aici, la punctul numărul 7, este raportul meu. Cred că majoritatea l-ați citit. Cei vechi îl știu. Știu ce s-a făcut în comună, știu ce probleme avem. Cel mai important, deoarece că sunteți mulți care ați venit din mandatul trecut, o să spun ce s-a realizat din obiective și ce o să mai avem de implementat. Sunteți de acord, da? Nu mai citesc tot raportul la cap la cap. În anul 2020 am realizat din toate obiectivele propuse, poate nu toate, integral, dar cele realizate parțial sunt obiective care își găsesc continuitatea și în anul 2021. În concret, ceea ce privește acest an, intenționăm să realizăm funcție de bani pe care vom avea la bugetul local următoare. 1. Definitivarea lucrurilor de execuție la obiectivul înființare alimentare cu apă, rețea de canalizare și stații de curare în comuna Bucium, care au început în anul 2019, continuare 2020, și întrucât ne aflăm în stadiu de finalizare a lucrurilor să facem și recepția. Aici mai durează un pic, o lună, două, să facem recepția și lucrarea este gata și dăm drumul la branșări. 2. În anul 2019 a avut loc licitația pentru executarea lucrurilor la obiectivul extindere alimentare cu apă în comuna Bucium și extindere rețea de canalizare în comuna Bucium, etapa 2. Lucrările au fost derulate pe parcursul anului 2020. În anul 2021, la acest moment, fiind executate în proporție de 70%, ceea ce înseamnă că și anul acesta vor continua. Aici e vorba de banii care o să ne dea PNDL-ul, programul pe PNDL-ul, extinderea. Dacă ne dă sume, o să înceapă lucrarea, o să-i dau drumul, o să fac o situație de lucrare, transmiterea la București, dacă ne dă banii și au prins în program, ne dă, nu, așteaptă banii până și îi trimit acasă. Că nu poți să le dăm drumul la lucrare, să facă mult, că nu se știe ce o să mai fie.
Mai avem cadastru general pentru terenuri agricole, va fi continuat și în anul 2021. A fost și în anul 2020, au început, mergem și în anul 2021. Ați văzut până de, sunt 2 miliarde prinse acolo, 200 de mii de lei. Trebuie foarte greu, merg foarte greu cu măsurătorile. Au măsurat în câmp, călugăresc cu malul, au intrat în Răcăuți, avem iuga făcută, avem în partea aia la Butinaș, la stația de noapte, Chiscu, făcute. Și acum am mai intrat și în Răcăuți, în, la casele care sunt prinse în partea aia cu malul. Măsoară ce găsește în ogradă și din sil sunt făcute casele. Aia, na, merg foarte greu, dar îi dăm înainte. Alimentarea comunei Bucium cu gaz metan, ce am realizat, am făcut lungimea rețea 30 de km cu stații de reglare în Răcăuți, promulgare făcută în anul 2019, rămasă în așteptare în anul 2020 pentru lipsa finanțării, va rămâne în așteptare și în anul 2021 pentru tot același motiv. Nu avem unde să-l implementăm. A mai fost asfaltarea drumurilor locale în comuna Bucium, 18 km, tot de același făcute, să-l implementăm pe programul. Propunere făcută în anul 2019, rămasă în așteptare în anul 2020 pentru lipsa finanțării, va rămâne în așteptare și în anul 2021, la fel ca și gazul metan. Sunt făcute studii de fezabilitate. Trebuia să depunem pe un program. S-a anulat programul de investiții, unde să împrumutau, trebuia să ne împrumutăm pe 20 de ani de bani și de 9 milioane de euro pentru amândouă proiecte, proiecte bune, proiecte mari pentru comunitate. S-a anulat programul de investiții, programul cu împrumutul la bancă și acum așteptăm alt program. Mai e un program unde noi nu putem accesa gazul metan, fiindcă ne cere 3.000 de branșări, iar noi nu avem mai mult de 1.500 de case în comuna noastră. Așteptăm altul, cu mare drag lucrez și să umblu, că și eu, și pe mine mă interesează să am cazul, să nu mai stau cu butelie sau cu lemne la centrală. Mai avem dotarea Centrului Integrat Comunitar, pe care tocmai l-ați aprobat în ședința trecută și care are ca obiectiv atât dotarea dispensarului medical uman, cât și dotarea pentru funcționarea unui cabinet stomatologic. E vorba aici la dispensar, unde sunt 3 camere, să încercăm și un dispensar stomatologic și ce mai putem face acolo. Studiul de fezabilitate pentru asfaltarea 5 km depus la CNI. E vorba de 5 km în satul Bucium, studiul de fezabilitate făcut, depus pe program. Ar fi să unim toate biserețile din Bucium cu drumul principal, dar și la Răcăuți, cum am făcut la Răcăuți, cu, am unit bisericile, căminul cultural și școala, cu drumul principal. Este implementat la CNI, așteptăm telefon sau adresă. Studiul de fezabilitate pentru modernizarea iluminat public cu montarea a 400 lămpi cu LED și care urmează a fi depus la AFM. Este un program la programul de mediu de pentru 400 de maxim 400 de lămpi. Au venit băieții, am mers cu ipeulițe. Ne mai rămâne puțin, cam un sfert din toată comuna nefăcută. Dar cu bani de la bugetul local, la anul, peste 2 ani, întâi să înceapă ăștia, să pună astea 400 și după aia să vedem ce mai avem și restul, ori alt program, ori pe, la licitații care lucrează și montează lămpi. În continuare, întreținerea iluminatului public existent, trebuie să ne ocupăm de el ca și până acum. N-au fost probleme mari, chiar dacă au fost, l-am rezolvat. Întreținerea sistemului de alimentare cu apa satului Răcăuți,
n-au avut probleme, au avut probleme foarte mici când și când, au rămas câteva ore fără apă, la o avare, la ce s-au mai spart acolo, la unii că le-au înghețat, n-au fost în stare să-și pună un polistiren la plămin și le-au înghețat apometrele și s-au trezit cu tonuri de apă în ogradă și după n-au remediat, au stat câteva ore, dar nu au fost probleme de zile, săptămâni, să stea răcăuțul fără apă. Administrarea în continuare a colectării gunoiului. E greu. E foarte greu. Și ar să fie și mai greu. Cetățenii comunei nu vor să meargă pe selectare, să ducă la tomberoanele alea de tonă, să pună bidon la bidon, hârtii și metal și separa și sticlă. Scoate și pune într-o grane tone. Avem sute de tone. Bani foarte mulți. Fiindcă la început în proiect a fost suma pe locuitor, știți, da? Pe urmă, ce s-au gândit? Au văzut că e tonaj mult de gunoi să treacă pe plata pe tonă. Eu am zis atunci că plata, când m-am dus cu lecția învățată, că plata pe tonă o să dubleze banii. Fiindcă omul pune în pubelul aia cenușă, mătură în șanț, în drum, balastru, tot ce ia de un șanț, pune în pubelul că zice că el nu are să pună cu noi menajer. Și apa o dă la vacă, la porc, pâinea la cățel și el nu are ce pune acolo. Și din cauza asta, că pune fel de fel de minuni în pubela aia, avem toni. Nu știu de unde o să mai aducem bani să plătim ce nu putea. Dacă nu plătim și nu o să fim la zi, nu mai vin și rămânem în gunoi. Asta e cea mai grea să administrez gunoiul. În continuare, igienizarea, curățenia și asigurarea cu lemne de foc pentru cele două școli din comună. Tot la fel, trebuie să ne ocupăm, să aibă lemne, școlile, primăria, că de noi depinde. Se vorba la statul unui în toată comuna unde va fi necesar, adică în urma canalizării, ia să băgăm autocredit, să nivelăm, unde s-au mai lăsat să balastăm și să vină. Să le aranjăm din nou. Se va acorda ajutorul financiar pentru biserice din comună. Ați văzut în buget că în fiecare an. Așa am stabilit. Și am, din tot bugetul, din toată sărăcia, am alocat și la biserici. Nu mult. Comuna e săracă. Și atât am putut să le dăm. Se va asigura finanțarea necesară pentru buna desfășurare a administrației publice locale. E vorba de, ați văzut în buget, am prins cam aproape tot ce trebuie, salarii și tot ce trebuie pentru primăria comunei. Ce să vă mai zic? Cam asta este ce avem de făcut în 2021. Poate să mai ivește ceva, poate putem să implementăm. Interesul este a nostru că suntem aleși locali, ca și acasă soțul trebuie să alege să aducă tot ce trebuie la copii și la soție dacă nu lucrează. Așa e și aici trebuie drămăluite cât se poate, fiindcă suntem o comună săracă. Să înfundă drumul, avem locuitori puțin, mulți sunt în oraș, multe case sunt un sfert dărâmate, pustii, e pustiu acolo. Poate ușor, ușor, între seră și răcăuți, avem câțiva ani buni, am băgat în intravila, o alimentare cu energie electrică cu transformator și avem vreo 5-6 case.
foarte greu merge. Nu sunt bani, am prins și crizele. Acum am prins pandemia. Cum s-a mai început să te mai schimbi? Și-au dat drumul un pic mai, da, de un an și-au dat drumul un pic mai mult. Alte avantaje nu avem. De unde să ne vină bani? Nu avem societăți puternice. Ca să zici că vine la bugetul local cu taxe. Avem câteva magazine și astea, săracile, merg de azi pe mâine, fiindcă satul nu are bani. Buciunul e la pământ. O parte de răcuță stă o parte mai bine, că au fost mai mulți care au lucrat. Au lucrat mai mulți ca la buciun și au pensii. Și mai au, dar sunt și aproape de oraș și fug, că nu se ducă la magazin, fug la oraș, să urcă din propozile de oră în oră, fug la oraș. Așa că, domnilor consilieri, domnilor, asta este bugetul, asta este raportul, ce am făcut și ce mai putem face. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat. Aveți succes. Domn președinte, dacă cineva... Mulțumesc. Dau pentru doamna Gligă. Da, raportul prezentat de domnul primar a fost avizat de comisie. Mulțumesc. Dacă cineva mai are cuvântul?